Republica Moldova nu cunoaște ce volume de gaz va avea pentru luna noiembrie, iar consumul pentru septembrie și avansul pentru octombrie încă nu este achitat, a declarat ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Andrei Spânu în cadrul unei emisiuni la un post privat de televiziune. Tot el a menționat că Gazprom nu a informat încă țara noastră despre o posibilă reducere a volumelor de gaz pentru luna noiembrie. Cu toate acestea, liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a declarat că Gazprom va reduce cu 40% livrările începând cu luna noiembrie. În replică, șeful Moldova Gaz, Vadim Ceban, a spus că deocamdată compania nu are nicio informație despre rezervarea volumelor lunare din sistemul de gaze al Ucrainei pentru livrarea volumelor contractate în noiembrie pentru consumatorii din Republica Moldova. Din ce cunosc eu, nici cei din partea stângă și nici cei din partea dreaptă nu au primit o astfel de informație. Păi despre ce vorbesc atunci? Eu pot doar să am o presupunere că vorbesc despre situația în care Gazprom nu va rezerva capacități suplimentare pentru luna noiembrie, adică acea cantitate de 5,7 milioane de metri cubi de gaze va fi menținută și pentru luna noiembrie.